Experiment reușit de cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa din Constanța. Acesta arată că mediul acvatic marin potențează dezvoltarea unei specii dulcicole, păstrăvul curcubeu. Salinitatea este o nebulă, pe pași este ok. Da, trebuie ajustat un pic aerul și da. Proiectul a fost inițiat după ce administratorul unei firme piscicole din Prahova a dorit să iasă pe piață cu un nou preparat. Ideea experimentului a fost ca păstrăvii să fie aduși, să fie transferați în apă de mare la începutul toamnei, când apa se răcește, fiind vorba de o specie criofilă care necesită apă rece, și să fie crescuți în apă de mare până primăvara, când apa începe să se încălzească. Și atunci ei, având acest ritm de creștere foarte accelerat, ar fi o afacere profitabilă, bineînțeles, să poată fi puși pe piață la dimensiuni mult mai mari decât cele pe care le-ar atinge în păstrăvăria de la munte. Experimentul realizat de biologii marini s-a dovedit a fi un succes. Vorbim despre o premieră în România, după ce acesta a mai fost încercat o singură dată în anii 80. În tancurile din laborator, exemplarele de păstrăv somonat, aduse în octombrie anul trecut, la 3 luni au ajuns la 2 kg în numai 6 luni, ceea ce se dovedește că este o afacere extrem de profitabilă pentru operatori. Deosebit față de experimentările realizate în trecut ar fi hrana, care deci, în trecut era preparată în institut cu metode mai mult sau mai puțin recunoscute, să spun, la nivel internațional. Acum, la cererea operatorului cu care am demarat acest studiu, am utilizat hrană consacrată de la companii internaționale și pe care ei intenționează să o folosească. Nu este vreo mutație genetică, așa cum ar putea crede unii, sau orice altă încrucișare. Are carnea de culoare rozalie datorită unui regim alimentar specific, gândit pentru a obține o carne de pește mai sănătoasă. Din păcate, legislația din România nu permite antreprenorilor să amenajeze ferme piscicole. Din ce am investigat și noi, principala problemă ar fi lipsa cadastrării luciului de apă al Mării Negre. Această lipsă a cadastrării conduce la imposibilitatea concesionării de suprafețe pentru activități de acvacultură, dar nu numai. Potrivit specialiștilor, în ultimii ani peștele a ajuns să fie destul de rar pe mesele românilor. Un om consumă astfel în medie 5 kg de pește pe an. Aceste cifre ne plasează pe ultimul loc într-un clasament realizat la nivelul Uniunii Europene.